puteți vedea, suntem în Aficotroceni. Și am acolo în spate, dacă îl vedeți, un fel de planetariu. Astăzi vom merge la două dintre spectacole, mai sunt primele două pe zi. Aceasta este până pe 30 septembrie 2024. Dacă veniți mai târziu, să știți că o să dați vina pe mine unii, doar că eu v-am spus până pe 30 septembrie în zona patinoarului. Și acum abia aștept să văd cum este. Și fraților, am intrat. Va trebui să înceapă spectacolul în 5 minute. Acum vedem că s-au schimbat puțin planurile. Mama a vorbit cu cel de aici și a zis că al doilea spectacol este puțin organizat copiilor mai mari, adică cam de vârsta mea. Ce tare! Și are niște ilustrații minunate! Kipi, vreau să învăț mai multe despre spațiu. Spiritul și astronom ne-ar putea ajuta, dar casa lui este tocmai în vârful muntelui. Am auzit că Spiritul și astronom va ține o tabără de vară despre spațiu chiar aici, în pădure. Dar soarele nu o să dispară de tot, ci va fi acoperit de lună. Luna e mai aproape de pământ decât soarele și astfel, din când în când, aceasta trece prin fața soarelui. Am pus un filtru special pe telescop. E fel ca ochelarii speciali pentru eclipsă. O să vedem de aproape prima fază a eclipsei. Ia uitați-vă! Bine! Ah, da! Văd soarele prin telescop! Și acum, eclipsa! Discul acela galben, strălucitor, este soarele, iar cel negru este luna, care trece prin fața soarelui. E foarte fain aici! Acum, luna a acoperit soarele complet! Pusul în plină zi. Partea strălucitoare a soarelui este acoperită perfect de către lună. Acum trebuie să ne uităm din nou prin telescop. Da, mi-am trecut soarelui. Exact, Wow, explică-ne, te rog, din nou cum are loc o eclipsă de soare. Dacă am privit din spațiul cosmic, am putea vedea Pământul. Soarele și Luna se învârtesc în jurul Pământului. Din când în când, Luna trece direct printre Pământ și Soare. Astfel,
Luna blochează lumina soarelui, iar umbra lunii orbitează ca un punct negru de-a lungul suprafeței Pământului. Putem vedea cum luna acoperă soarele, formindu-se o eclipsă de soare. Punctul acela negru, umbra lunii, călătorește cu viteză uriașă, iar eclipsa nu durează decât câteva ore. Apoi, eclipsa se termină. Oamenii văd la viața lor doar una sau două eclipse de soare. Ziua de azi a fost una foarte specială, de neuitat. Crunca, Kipi, peste două săptămâni vă aștept din nou să vedem luna plină. Luna are porțiuni întunecate, care sunt formate din roci dure, foarte fine. Sunt și zone mai deschise, unde întâlnim cratere sau chiar munți înalți. Ce grozav! Ce tare e să zbor pe Luna! În anii în urmă, înainte să vă nașteți voi, astronauții au zburat pe Luna și au adus de acolo roci pentru a le studia pe Pământ. Mi-aș dori să putem zbura și noi pe Lună sau pe alte planete. Ca să puteți zbura, aveți nevoie de rachete uriașe. Din păcate, în micuța noastră vale nu există rachete. Incredibil!
este planeta Mercur. Mercur e planeta cea mai apropiată de Soare. La fel ca pe Lună, pe planeta Mercur nu există aer, apă sau viață. Mercur este cea mai mică planetă. E foarte cald ziua și foarte frig noaptea. Nimeni nu ar putea supraviețui acolo. Văd multe cratere la fel ca pe Lună. Cum apar craterele? Excelentă întrebare! Să pornim proiectorul holografic! Cu mult timp în urmă, roci uriașe din spațiu s-au prăbușit pe Mercur, pe Lună, așa s-au format craterele. Să ne putem mai de aproape! Și găuri mari! Da! Hei! Vă știți care sunt planetele din sistemul solar? Așa credem. Să vedem. Prima, Mercur. Venus. Și Pământul. Apoi Marte. Jupiter. Saturn. Și Uranus. Și Neptun. Corect! Nota 10 cu coroniță. Voi chiar știți planetele. Apropiem de Venus. Dar e cea mai călduroasă planetă. Venus e acoperită de un vol gros de nori. Norii revin lumina soarelui și zi și noapte pe Venus e mai cald decât într-un cuptor de pizza. Ador pizza! Dar nu mi-aș dori să trăiesc acolo. Nici eu! Planeta Roșie! De ce e așa roșu pe Marte? Pur și simplu e plină de rocină. Are mult fier în sol. Marte e jumătate cât suprafața Pământului. Dar, wow! Are niște lucruri spectaculoase! Fiți atenți! Vulcan uriaș! Cel mai mare e cât Texasul sau cât Franța! E imens, amice! Oui, oui! Înseamnă da, da, în franceză! Ce-a fost asta? Un cartof uriaș? Ce-i ca unul? Nu, sunt cei doi sateliți de pe Marte. Deimos și Phobos. Sunt mai mici decât Luna, satelitul Pământului, dar seamănă cu niște cartofi uriași. Deci Marte are doi sateliți, dar alte planete au mai mulți. Wow.
O să aterizăm pe Jupiter? Nu putem! Nu avem unde aterizăm! Dar o să ne oprim pe unul dintre sateliții lui! Și acea fată roșie? Se numește? Marea Fată Roșie! O furtună anticiclonică de două ori mai mare decât Pământul! Pe Jupiter totul e mai mare! Cum spuneam, pe Jupiter sunt 80 de sateliți. Cei mai mari se numesc Io, Europa, Ganimede și Callisto. O să aterizăm pe Europa! Super! Ce nu-i de nici? Europa e viață în viață. Așa e grele. Europa e viață, Europa e domini de viață în viață. Timp de viață e cu viață în viață. Ce nu-i magică? Nu se trebuie în viață. Acolo, Europa e viață, Europa e mică, Europa e mică, Europa e mică, Europa e mică. Saturn! Unicul Saturn! Saturn e planeta mea preferată. E tare frumoasă. Inelele planetei Saturn sunt cele mai spectaculoase. Se întind pe o distanță ca de la Pământ până la Lună. Dar sunt foarte subțiri. Inelele sunt din viață, nu-i așa? Da! Absolut corect! Inelele par solide, dar dacă ne apropiem, vom vedea că sunt formate din miliarde de bucăți de gheață. Wow! E confortabil așa de zăbagă, atât de gheață! În spațiu! Asta dă-l greu, este Uranus și s-a vizionat din ce se vizionat. Mai departe este Neptun, aici este extrem de fric. Ce vizionat pe Neptun Pluto? Corect! Dincolo de Pluto, dă-ne casa cometeor. Dar nu arată ca și comete. Aici nu. Dar când bucățile astea mari de gheață se apropie de soare și se încălzesc, capătă niște cozi lungi și frumoase. Wow! Privește minunată! Și stau foarte fain, o să vedeți și voi o parte în vocă, chiar a durat vreo jumătate de oră și ar dura vlogul foarte mult. Din păcate nu putem fi și la următorul. Acesta a fost vlogul nostru, nu uitați de like, nu uitați de subscribe. Cu planetarul în spate, v-am spus și voi, vă voi spune, până pe 30 septembrie va fi acest planetariu. Abia aștept să editez acest vlog ca să învăț și mai multe chestii pe care încă nu le-am reținut. Foarte frumos, chiar vă recomand, până pe 30 septembrie puteți veni aici, în Afi Cotroceni, în zona patinoarului și v-am pupat! La revedere!